Bine v-am regăsit, prieteni, aici pe canalul de YouTube. Astăzi avem o seară cu totul specială. Suntem alături de marele nostru campion Leonardo Roftei, direct din Canada, iar alături de mine este reporterul ProTV Cristi Pintea. Vă salut, vă mulțumesc pentru prezență. Te salutăm. Salut, mulțumim de invitație. Salutare! Hai să vedem, Leonardo Roftei, cum e acolo în Canada, cât e ceasul, cum să ne obișnuim să ne cunoaștem așa de la început. Este la noi, după mea, este 1 sau este ora 1. Ne-am trezit, ne-am băut cafeaua sau încă mai bem la cafea și încercăm să ținem o conversație cu voi, să vedem despre ce este vorba. Cum e vremea acolo? La noi a fost și frig, chiar dacă pare soare afară și luminat, pișcă frigul, pișcă gerul. Bun, cum e pandemia? Cum se simte pandemia în Canada? Pandemia ca peste tot, cu reguli, cu restricții. Cel puțin sala în care antrenez este închisă de aproape un an de zile. Am mai deschis o lună, după care am închis-o iară și tot așa. Așteptăm cât mai repede să treacă nebunia asta, să ne reîncepem activitatea. Și dincolo de activitățile sportive, ce restricții sunt? Păi la ora 8 suntem în casă, nu mai avem voie să facem piața pentru că magazinele se închid. Adică nu mai ai voie să ieși din casă. Restaurantele sunt închise, poți să comanzi numai la online sau la pachet. Am înțeles. Și, de exemplu, în perioada de izolare, când a fost atunci cel mai nasol, prin primăvara anului trecut, cum v-ați făcut viața pe acolo? Că, de exemplu... Ne-am făcut viața? Spuneți. Suntem în casă, în apartament, stăm, ne uităm la televizor, încercăm să... Dăm de toți prietenii cu care n-am vorbit de ani de zile, să ne regăsim pe Facebook și cam astea sunt. Cam asta este programul pe care îl facem zilnic. Și concret ce activități desfășurați zilnic acolo? Zilnic, flotări, una flexiune abdominală, un box cu umbră așa în oglindă la baie. Din câte știu eu, sunteți antrenor la o sală de box, nu? La o sală de sport, da, acum. Și eu antrenez, normal că nu antrenez niciodată la fitness, antrenez la box. Vin canadienii la box? Vin canadienii la box și fac sport din toată inima, de la toate vârstele. Pentru că știu ce înseamnă mișcarea și ce înseamnă sănătatea. Păi asta e cel mai... Și acum nu mă laud, vor să vadă ce înseamnă să lucrez cu un campion mondial. Păi tocmai asta vreau să spun, că până la urmă au și de unde învăța și cu siguranță atunci când aleg să vină... Poți să faci în orice sală. Exact, când vin la sala acolo, la Leonardo Roftei, cu siguranță fac cea mai bună alegere. Mondial, boxul profesionist, mai greu să lucrez. Așa e. V-a fost greu să vă adaptați în Canada? Sincer, primele săptămâni am fost așa un pic tulbure după ce m-am reîntors. Nu mi-a fost greu pentru că aveam o experiență de aproape 8 ani de zile în Canada. Referitor la perioada în care am profesat boxer profesionist. Deci știam unde vin. Mi-a fost greu așa după 15 ani de stat acasă, 15 ani de aproape de cărciumărie, să revin din nou în sala de box a fost greu. Da, și avem deja câteva comentarii aici în secțiunea de chat de pe YouTube. Alex, Casian Toader și Claus și Vlogur și Andrei Verde sunt deja alături de noi, iar Emanuel Tincescu spune că îi pare rău că v-ați mutat atât de departe de țara noastră. Dacă m-aș fi mutat la Arad sau la Oradea, ar fi fost același lucru. Mă stui în avion și doar că sunt problemele care sunt acum. Doar o
o noapte de zbor și ajunge Dar acasă. simțiți cumva dorul de casă? Vă gândiți să vă întoarceți sau vă lipsesc anumite lucruri de acasă? Se întâmplă. Ai impresia că lipsește, doar că acum antrenez la o sală în care se vorbește românește, antrenez români, așa că nu simt niciun lipsă de pe Facebook sunt non-stop, așa că sunt acasă. Chiar mă consider acasă, chiar dacă sunt în altă parte a globului. Uite, Emanuel Tincescu a revenit cu câteva comentarii și spune că un asemenea om ar fi trebuit ținut în țară și spune că și el este departe de România, el este în Germania. Și cu această ocazie vreau să vă întreb și să vă pun, să vă adresez întrebarea venită de la Gabriela Guță, dacă aveți de gând să vă mai întoarceți în România, nu știu, poate în viitorul apropiat? România, să nu uităm că România este casa mea. România va rămâne casa mea pentru tot restul vieții mele. Cu siguranță, dacă pe discuțiile cu familia vom lua o decizie ce vom face pe viitor. România n-a dispărut niciodată din gândurile mele. Nu dispare asta despre a ne reîntoarce acasă într-o bună zi. Da, știu, până la urmă asta e cel mai important, să nu uităm de unde am plecat. Și a spus tot m-ai întrebat, a fost o perioadă mai grea pentru mine, am luat o decizie cu familia, am hotărât toți în familie, m-am supus votului și am luat-o de la capăt. Da, și dacă tot ați pomenit de familie, știu că familia este cea mai importantă pentru dumneavoastră și că aveți o căsnicie frumoasă de aproape 30 de ani. Care e secretul, așa, să ne spuneți nouă celor mai tineri, dacă e să învățăm și... Întrebați pe soția mea, că zic, care a avut grijă de noi, a avut grijă ca să fim o familie și să rămânem o familie. Și noi e timp. Acolo să ne spună dacă e... Să aflăm și noi. Nu vrea să vorbească cu noi. Înseamnă că ține așa secretul aproape, nu vrea să-l divulge. Secretul armei secrete. Da, și urmăritorii noștri de aici, de pe YouTube, spun că li s-a făcut pierea de găină la cum ați vorbit și cât de frumos ați vorbit despre România. Pentru că e clar că au fost momente frumoase petrecute aici și dacă tot vorbim de amintiri, chiar sunt curios care este cel mai important, care a fost cel mai important meci din cariera dumneavoastră? Aici va fi o problemă, pentru că nu putem vorbi doar de un meci. Sunt mai multe lucruri, mai multe momente în care... M-am făcut să fiu mândru de ceea ce sunt, m-am făcut mândru de faptul, de locul de unde vin. Fiind pe podium, fiind campion mondial în boxul profesionist, fiind campion mondial în boxul amator, făcând un meci de unificare între a două centuri în America. Sunt lucruri care pe mine personal m-au marcat și m-au făcut să fiu mândru de ceea ce sunt și locul de unde vin. Și nu putem alege nici măcar așa un meci sau măcar un top? Aș putea să spun despre momentul în care am câștigat titlul mondial în San Antonio, Texas cu Balbi. Da, mă apasă meciul cu Spadafora la Pittsburgh, în care doi campioni ne-am bătut pentru unificarea două. Pentru că era un moment unic. Gândește că nici nu oricâte multe cărți am citit eu și câte povești am citit eu despre box, nu am visat niciodată să ajung să mă bag cu un alt campion pentru o altă centură. A fost ceva așa de moment când am spus, da, mă bag, nu contează. Aș fi putut să stau foarte mult și să fac meciuri, să fac bani. Eu am vrut să fac performanță, pentru că am fost un amator într-o lume profesionistă. Am boxat exact ca un amator într-o lume profesionistă. Primul meci pierdut, am plecat de acasă.
Și ok, am primit răspunsul pe care l-așteptam, dar cel mai greu meci pe care l-ați câștigat, care ați putea spune că a fost? Asta rămâne cu Balbi, primul de la San Antonio, meciul din America. Un meci care, chiar dacă am început cu o tactică greșită, am reușit să revin în meci și să pot să fac un meci de zile mari. Adică am putut să conving arbitrii că merit să fiu campion mondial. Eu aș fi vrut să vă mai întreb un lucru, chiar dacă sunteți așa departe, bănuiesc că mai urmăriți ceea ce se întâmplă în boxul din România. Cum vedeți situația aceasta? Parcă mai mișcăm doar la kickboxing puțin, dar la box destul de greu. Când credeți că ne-am putea reveni sau ne-am putea reveni? Deci boxul merge mai departe. Ai văzut, juniorii au obținut medalii, 5 medalii la campionatul european, un titlu, lucruri care ne face să credem că boxul merge mai departe. Și boxul merge și cu mine și fără mine sau cu Vaștea sau fără Vaștea, boxul merge mai departe și vom reuși să cei care vin din urmă, pentru că este o generație tânără de antrenori care vor reuși. Atâta timp cât cei mai în vârstă nu fac pas în spate, se lasă pe cei tineri să muncească în sală, pentru că vin cu alte idei, vin cu altă viziune despre boxul care este la ora actuală, nu vor schimba. Dar iată că generația asta tânără de antrenori au reușit să se impună la juniori. Și asta e un lucru mare. Dacă vor putea duce mai departe această grupă de copii, cu siguranță vom fi din nou ce am fost, dacă nu, poate chiar mai mult. Avem aici în secțiunea de comentarii o întrebare de la Cristi Pintea. Tu ești Cristi? Nu sunt eu, o fi vreo coincidență de nume, nu știu ce s-a Da, întâmplat. este fix același nume. Eu te-am văzut că scrii ceva, probabil. Cristi Pintea, te salutăm, Cristi, avem un Cristi Pintea aici alături de noi. Vrea să știe dacă mai știți ce se întâmplă cu boxul românesc și vreau eu să leg această întrebare și am curiozitatea dacă vi s-ar oferi din nou o funcție importantă, așa cum a fost cea de președinte al federației, funcție pe care ați ocupat-o în trecut. Ați fi interesat să dați Nu curs? mulțumesc, nu mulțumesc. De ce? Nu mulțumesc. A fost una dintre mari cam a putea fi președintele Federației Române de Box, pentru că toți m-au sunat și m-au spus că boxul are nevoie de o imagine, boxul are nevoie de. Doar că n-am fost un președinte care a putut să facă ceva pentru box. Am fost doar unul care trebuia să semneze. În clipa în care m-am trezit și am întrebat, n-am mai fost nici Leonardo Roftei campionul, nici Leonardo Roftei frumosul, nici deșteptul, nici înalt, nici brunet, nici cu ochii albaștri. Am fost unul care nu aveam ce căuta acolo. În clipa în care întrebi de ce, pentru ce, unde, nu e bine. Așa că mi-am pus de treaba mea. Am spus, voi cu drumul vostru, eu cu drumul meu. Nu v-ați regăsit în acea lume? Părea că e totul diferit față de ce știați dumneavoastră. Nu am fost pregătit pentru asta. Am spus că au spus că suntem o echipă, dar în echipa asta n-aveam rolul decât de a semna acte. Și nu mi-a convenit. Nu am considerat că este normal. Ideile trebuie luate, trebuie discutate și trebuie votate de majoritate. Că trebuie să luăm decizia cea mai bună întotdeauna. Chiar dacă ne place sau nu ne place. Și ca să ai o majoritate trebuie să faci compromisuri. Lucru care nu mă caracterizează și nu mi-a convenit. Și am spus pas, eu mă retrag. Mulțumesc, nu-mi convine. Duceți-vă mai Bine, departe. mă gândesc că cu prezența dumneavoastră în boxul românesc, lucrurile poate s-ar schimba în bine în viitor și de aceea vă întrebam. Știi ce se întâmplă? Eu am muncit pentru fiecare rezultat sau pentru fiecare competiție. Eu am muncit, eu mi-am văzut de treaba mea. Și cu bani și fără bani, eu mi-am văzut de treaba mea și am muncit și nu pot să le mai cer copiilor din ziua de astăzi să muncească și cu bani și fără bani, să muncească. Deci trebuie să le ai ce să le, să, să le arăți. Chiar dacă sunt copii amărâți și fac box de foame pentru că vor să meargă mai departe sau pentru că ei cred în ceva, nu doar de foame, dar ei cred în ceva și vor să facă un viitor, așa cum și-au făcut și alții. Dar urmărind rezultatele care
au fost înregistrate după plecarea dumneavoastră de la federație, cum le-ați cataloga? Sunt ok, sunt normale. Sunt o perioadă de tranziție, o perioadă în care boxul se reașează și sau se își revine din nou la ce a fost odată. Dacă tot antrenați în Canada acum, ați întâlnit situațiile acestea și acolo ca, nu știu, tinerii boxeri se lupte pe burta goală, cum se spune? Nu, pentru că aici fiecare știe ce are de făcut. Eu mă antrenez astăzi pentru că vreau, pentru că eu cred ce fac, pentru că eu cred în viitorul meu, în box. Mă antrenez astăzi ca amator, pentru că voi lua o medalie și dacă voi reuși să iau medalia aia, voi trece la profesioniști. Și atunci, trecând la profesioniști, mă voi realiza financiar. Tu e așa gândesc. Și sunt departe față de noi. Am văzut români implicați în mai multe sporturi, în mai multe țări de pe glob. Așa, v-ați gândit sau a venit vreodată vreo propunere să fiți, nu știu, membru în Federația Canadiană de Box? Sau să aveți vreo implicare directă? Abia m-am întors, eu încă sunt membru pe burtă, voi. E greu să fii membru în Federația Canadiană pentru că au istorie destul de mare și canadienii au și cu oamenii lor, vedetele lor. Cred că dacă am venit doar opte din România, am gie. Poate în viitor trebuie să demonstrezi întâi că meriți un loc în Federația Canadiană sau într-un lot de antrenori canadieni. Trebuie să demonstrezi că meriți, trebuie să ai niște rezultate. Și eu. Nu merge că sunt Văru și vin și eu de la vin de la Ploiești și de exemplu, acolo că mă descurc eu. Am o curiozitate și pentru că acest canal de YouTube pe care îl am este în special pe partea asta de pariuri sportive și exact cum v-am spus și mai devreme, eu sunt jurnalist sportiv, sunt și la Telecom Sport. Am parte de invitații de marcă din istoria sportului românesc. E bine, n-am cum să nu profit de ocazie și de fiecare dată pun întrebarea asta. După ce v-ați retras din activitate, ați încercat vreodată să jucați la pariuri? O să spun cu sinceritate că nu am jucat niciodată. Nu am pariat niciodată. Dar chiar niciodată. Dar chiar niciodată n-am pariat. Dar de-a lungul timpului, pentru că e clar, meciurile trucate au fost cam peste tot în toate sporturile. Ați auzit vreodată de vreun caz în box? Nu. Nu. Bine, poți să auzi sau poți să ți închipui sau poți să auzi poveștile altora, dar nu, eu nu am văzut și nu am crezut în așa ceva. Niciodată. Pe lângă meciurile de box, în general, ce sport mai urmăriți? Păi, fotbal și acum aici în Canada nu prea am fotbal, dar multe filme non-stop. Filme... Și cine filme. Mai avem acum cu Facebook-ul ăsta? Mai ai timp să te mai uiți la ceva? Te uiți doar la ce a făcut X și Y și pe cine a bătut X și Y și ce mai comentează X și Y. Aveți cum să urmăriți măcar rezultatele meciurilor de la noi, din liga noastră, din fotbalul românesc? Mai văd comentarii, mai văd, am prieteni din Amoviști, am prieteni steliști, am prieteni petroliști, am... Mai urmăresc comentarii ce se întâmplă și cum luptă să supraviețuiască în mocile aia acolo. O echipă favorită există? E Petrolul sau... Păi dacă sunt ploieștean, normal. Asta. Păi, una mai mare, am fost puțin legat de Barcelona. De ce? Pentru că acolo am câștigat prima mea medalie importantă, bronzul la Olimpiadă, în 92. Am văzut stadionul, am văzut și m-am legat așa un pic. Și, da, îmi place Messi. Da, momentan Barcelona nu traversează cea mai bună perioadă.
Cred că e prima echipă sau ultima care, sau primul om, primul sportiv care traversează lucrul ăsta, toți suntem așa. Cu siguranță în viața unui sportiv. Și ca om normal și ca sportiv. Sunt perioade în viață. Personal îți spun, uite, perioada mea care am trecut a fost o perioadă grea. Am trecut. Important e să vezi dinainte, să mergi mai departe. Nu te plafonezi. Asta e cel mai important pentru oricine în viață. Nu numai pentru mine sau pentru ăla sau pentru ăla. Toți trebuie să mergem. Să luăm, fiind puternici, să mergem înainte. Așa este și am văzut că ați și declarat. Exact. Asta n-ai nicio șansă. Am văzut că ați declarat în trecut că a fost foarte important pentru cariera dumneavoastră că ați fost puternic din punct de vedere fizic. E clar că fizic, psihic. Și asta e cel mai important la un sportiv, dar așa cum ați spus, e normal să fie și momente ceva mai dificile într-o carieră de succes. Deci am fost puternic psihic, spun, pentru că am învățat să fac diferențele și să văd diferențele. Spre exemplu, îți dau un exemplu. Când am început boxul, m-am suit în ring, am dat din brațe, a dat și adversarul din brațe, doar că eu am dat mai mult. Am văzut că adversarul face pas în spate și eram la începutul carierei. Adică la începutul, da, primele zile de box și am văzut că adversarul face pas în spate și am zis, wow, în mintea mea, dacă tu dai mai mult, el face pas în spate. Wow, fiind micuț, m-am dus peste el și am dat și am zis, wow, toată lumea, wow, ce bine e. Am continuat primul an, primul titlu, primul campionat, primul titlu. Nu am avut șansa, am intrat în lotul național, am început să ies afară, am ieșit afară, m-am dus, am dat de rus. Ba, direct în Rusia am ieșit. Prima dată direct în Rusia m-am dus, de rus am dat. Și am început să dau, că obișnuit să mă duc, fac pas în față, să mă duc să dau, rusul la fel, a venit și el și a dat și el. Aici am făcut diferența și am înțeles, bă, la un moment dat vrem găsi adversari care sunt la fel de bun ca noi. Deci trebuie să facem ceva, trebuie să fii mai bine pregătit decât el. Și întotdeauna am avut mulți colegi în lot care eram la aceeași categorie. Întotdeauna, ultima sută de metri în alergare, am făcut sprint. Că au fost 10 km, că au fost 2, că au fost 3, 5, 7, 100... Ultima sută de metri am făcut sprint și lucrul ăsta mi-a dat puterea și energia ca întotdeauna, la sfârșit de repriză, să pot să forțez și să fiu peste adversar. Așa cum spun canadezi, să fur repriza, să pur impresia, pentru impresia artistică. Da. Spuneați de... Viața mi-a dat energie, mi-a dat puterea, în tot timpul am fost bine pregătit fizic, sau am încercat să fiu bine pregătit fizic, pentru că am avut nevoie, am fost micuț de înălțime, nimeni nu mi-a dat niciodată șansă la 60 de kilograme, dar la 63-500, cum era atunci, să faci performanță, să fii medaliat la Olimpiadă. Că dacă vă uitați în poze, sunt mai mic decât ea, de la 48 de kilograme. Vorbeați de pregătirea aceasta, trebuie să fii mereu mult mai bine pregătit decât adversarul, că la fel vă pregăteați și aveți acel sprint, chiar indiferent de câți kilometri alergați. Cam câte ore vă antrenați, nu știu, pe zi, pe săptămână? Bănuiesc că de-a lungul carierei au fost mii de ore, dar cam cât vă antrenați pe zi? Depinde de perioada de pregătire. Depinde de perioada de pregătire. Doar că sunt antrenamente de o jumătate de oră. Dar jumătatea asta de oră depune un efort fantastic. Erau 12 ture a 200 de metri în care trebuia să alergi sprint. Sprint, dar viteză. Când terminai, după cele 12 ture, aveai senzații de vomă. Și toată ziua era ruptă. Dacă la început am făcut 12, am început să cobor până am ajuns la aproape 7 minute, 90, 80. Ceea ce pentru mine a fost foarte bine. Pentru mine, la înălțimea mea și la cât de atlet am fost eu. Că nu mi-a plăcut niciodată să alerg. Ați fost vreodată la Slănii, Moldova? Eu cel puțin am fost. Nici eu. La Slănii, Moldova sunt niște scări, 300 de trepte, la izvoare acolo. Și urci treptele alea și cum trebuie să traversezi muntele și cobori și vii și alergi, te întorci pe drum, alergare.
Aici, Nu știu. dacă ziceți de scări, mă gândesc doar la meciul la filmul cu Rocky, când urca scările din Philadelphia. Da, mă, și eram și noi prin pădure. Gândește că doar prima dată m-am dus să văd, de curiozitate. După care, în an de zile, cât am făcut antrenamente acolo, nu mai m-am dus niciodată. Și stăteam, nu mi-a plăcut să urc. Și să... Tăteam și înghețam până plecau antrenorii, că ei ne așteptau. Ne așteptau pitișii după copaci, dar nu că eram sus pe deal și nu mă vedeau. Nu. Până am ajuns în Canada. În Canada eram în sală. Aici nu aveam să te pitezi. Erau, te vedeau. Și a trebuit să alerg. Și uite că m-am descoperit că n-am fost chiar așa de rău atlet. Am fost bunicel la alergare. Da, avem aici multe comentarii în secțiunea de chat. Vă așteptăm și pe voi, prieteni, toți cei care aveți o întrebare pentru Leonardo Roftei, vă așteptăm aici să lăsați întrebarea voastră. De asemenea, hai cu like-urile, că avem 22 de like-uri. Hai cu like-urile pentru campionul nostru, Leonardo Roftei, și Agre Sârâtă Mai te uiți, nu te mai gândi la el, da. ne întreabă ce Să fie părere, mă rog, vă întreabă ce părere aveți de meciul de aseară lui McGregor. Păi, eu mi-am făcut o impresie după meciul lui McGregor cu al nostru, cu Mayweather. Și eu nu m-am uitat la niciun meci al lui McGregor, pentru că nu m-a impresionat deloc. N-am nimic cu omul, nu, dar nu, mie nu-mi place. Hai să spun ceva, nu-mi place circul. Nu-mi place circul, nu-mi place. Pur și simplu, am fost tot timpul un sportiv, cu respect față de adversar, cu respect față de public. Nu, n-am putut să fiu circar și nu pot să țin și nu accept așa, adică nu sunt de acord. Îmi place să văd luptă în ring, nu mai muțăreală. Îmi place să văd luptă, nu mai muțăre, dar când e de bătut, mai dau un picior, mai alerg prin cușcă, mai fug. Nu, frate, vină cu a. Pentru asta sunt plătit. Să mă bat, deci vină cu a, stai, nu stai cu mine, hai, vină cu a, hai să ne batem. Hai să arătăm publicului ce putem. Da, până la urmă asta am văzut că... Nu, asta, nu spun că ce fac ei e greșit, nu, să mă nu mă înțelegeți Da, greșit. înțeleg, Doar înțeleg. că eu văd lucrurile altfel în ring. Exact, sunteți de altă părere, dar până la urmă am văzut că asta se cam caută, în special în asta se caută, Statele probabil că Unite. sunt depășiți și fac parte din școala veche, dar mie îmi place lupta. Îmi Da, place lupta, îmi știu. place cumva. Ești mai bun? Pune-mă jos. Sunt mai bun? Te-am tăvălit, te pun jos. Cam asta e. Da, dar la asta mă gândesc și eu și e doar o părere ce Eu văd știu eu că așa stai de în la camera. distanță. Dar cu siguranță fiind acolo în Canada, puteți să ne spuneți că îi simțiți mai bine pe canadieni, pe nord-americani în general. Din ce am văzut eu, ei sunt fierți pe show-ul ăsta. În general, ei fac show din orice. Am văzut chiar și la discursul lui Biden, cu concerte, cu... Lăsați boxul să fie box. Lăsați boxul să fie. Boxul pentru mine înseamnă să fie două valori apropiate în ring și cel mai bun să câștige. Prin box, pentru că asta, de asta vezi, plătești biletul, de-aia te uiți la box. Pentru că boxul înseamnă artă. Eu așa văd toată viața. Să înțeleg În că asta cred eu. nu ați fost încântat de duelul de acum câțiva ani din... Nu. Nu. Nu, pentru că n-am văzut nimic la McGregor. A spus că a făcut box, că vrea, că e agresiv, că e... Te duci, ok, dacă ești un sportiv adevărat, te duci lângă el și te bați cu el. Și acolo vezi cine pe cine. Uite, avem aici în secțiunea noastră de chat de la Cristi Pintea, din nou tizul tău, Da. zice așa: 1995, Berlin, un titlu din ziar, Nașu și Cufin au speriat Berlinul și vă rog acum să ne oferiți cea mai plăcută amintire. Pentru că Nașul și Cufinul, este vorba de mine și de Francis Vastag, fiind nașul meu, că de ce mi-am putut da și copii, am reușit amândoi să câștigăm titlul mondial. Bine, el era cel de-al treilea, eu la mine titlul de campion mondial în boxul amator și cel de-al doilea al boxului românesc. Cel de-al doilea titlu de campion mondial în boxul românesc, la seniori, din toată istoria boxului.
Momentan, cred că avem o mică problemă, mai puțin. Noi încă suntem în legătură pe Skype, dar să vedem dacă încă mai suntem și pe YouTube. Din câte văd, se încarcă. Să sperăm că își va reveni. Văd că ne scriu și oamenii aici, urmăritorii noștri în chat. Sper să își revină. Avem o mică problemă. Prea îmi dau seama de ce. Da, cred că e ok acum că așa primez mesaje. Deși văd că ne vedem cu puțin lag, dar cred că este ok. Raul Bohorodiz ne salută și el și văd că avem și câteva comentarii despre meciul din această seară dintre FC Botoșan și Dinamo. A spus că sunteți la zi așa cât de cât cu informațiile și cu tot ce se întâmplă prin Liga 1. E minutul 37 la Botoșan cu Dinamo și Botoșan tocmai ce a marcat pentru 3-0. Cum vedeți situația asta de la Dinamo? E păcat că se poate pierde și se poate... Este o perioadă grea pentru Dinamo și pentru suporteri dinamoviști. Eu sper să-și revină cât mai repede pentru că istoria nu poți să o dai deoparte. Și poți să... Una e să vezi un meci cu o echipă nouă acum în divizie cu... un curat. Bine, eu sunt poate mai clasic. Eu văd Rapidul cu Steaua, cu Dinamo, cu Petrolul, cu astea sunt istorie. Astea ar umple un stadion. Da, cu siguranță, adică e păcat că rivalitate, pentru că asta se caută, rivalitatea în sport și vrei meciuri și vrei ambiții, meciuri. E păcat că se pierd asemenea cluburi de tradiție din fotbalul românesc. E de tradiție, dar asta e, mergem înainte. Noi sperăm să revină, pentru că încă mai suntem în viață și ne dorim, încă ne simțim tineri. Când auzi de rivalitate și când nu, doar auzi și de rivalitatea dintre Steaua și Dinamo și, sau Rapid sau echipele din cele trei din București care s-au bătut toată viața pentru supremație. Așteptați și Petrolul în prima ligă și Rapidul, cel mai vechi derby? Nu cunoaște, cu siguranță va fi într-o bună. Bine, dar acum trebuie să existe acolo, trebuie să existe istoria, trebuie să fie. În Liga 1 cine crezi că ia titlul? Petrolul. Și în Liga 2, și în Liga 3, peste tot mai Petrolul. Deci asta e marea dorință. Da, momentan Petrolul de câteva sezoane bune, deși își anunță intențiile de promovare la începutul sezonului, până la urmă nu știu ce se întâmplă, ajung ploieștenii să își dezamăgească de fiecare dată fanii, din păcate, exact cum a spus și dumneavoastră, din păcate pentru fotbalul românesc. Trecem printr-o perioadă grea, nu știu ce se întâmplă. Sau mulți fotbaliști au plecat afară, exact cum a fost și în box. Au plecat mulți afară, au trecut la profesioniști și boxul amator a început să clatine în perioada aia. Bine, deja vă spunem box amator pentru că nu mai există box amator. Deja au trecut la semiprofesioniști, sunt profesioniști. Sunt boxerii care poartă maieu la competițiile mari și box. Și da, Munaiba au box. Au box profesionist acum. Cei mai buni dintre cei mai buni trec la profesioniști și fac meciuri pentru bani. Se bat și pe bani, și pe performanță, și pe bani. Spuneați că au plecat, la fel și în fotbal, și în box, au plecat în afară țării. Ce putem face să-i ținem pe acești sportivi în țară, să lupte pentru România în România? Nu avem ce facem, pentru că asta este, ideea este să învățăm să creștem alții. De ce să-i ținem, doar să-i ținem? De ce nu învățăm să creștem alții cu altă mentalitate și cu altă viziune despre performanță, despre viitor? Să-i facem să creadă în viitor. Că dacă suntem învățați ca în trecut, lasă-vă, timpul trece, leafa merge,
Nu prea mai e. Nu prea mai e, este ok. Hai să învățăm, să învățăm să aibă mentalitate de profesionist. Mă antrenez, vin singur la sală, vin singur și trag de Nu trebuie antrenorul să tragă de mine, să mă sune, haide, trebuie să-l sun eu pe antrenor. Maestre, ai întârziat, e timpul meu de muncă, de antrenament. Maestre, mai arată-mi și mie, vreau să învăț cum pregătesc un atac. M-ai învățat să pregătesc un atac, cum lovesc. Maestre, da, am lovit, dar ce fac după ce lovesc? Pentru că nu, boxul nu înseamnă doar să mă duc și să mă bat. Trebuie să știu cum să ajung lângă adversar. Trebuie să știu ce fac când ajung lângă adversar și după ce am lovit, în ce parte ies, cum ies, pe ultima lovitură. Și sunt și aici serii și sunt multe de vorbit și multe de explicat. Ne-am învățat. Intrăm în sală, luăm ziarul, hai bă, dați drumul la alergare. Ia-l, rupe-l, omoară-l, dă-l pe spate, amenință-l cu stânga, pune-l pe corzi. Cam astea s-aud la galele de box în România. Da, dar nu mai este de ajuns. Au fost în trecut, probabil în trecut, astea au fost indicațiile care le-am auzit noi și cu care am crescut. Dar în ziua de azi nu mai sunt. În ziua de azi trebuie să învățăm să facem mai multe lucruri în ring. Depinde și de atitudine, depinde de cum intri în ring, depinde cum privești lupta, cum te uiți în ochii adversarului. Sunt multe lucruri pe care noi nu ne-am știut. Eu am știut, am pus brațele în cap și m-am dus peste el. Exact, da, și cu siguranță că... care m-au ajutat lucrurile astea. Dar au fost momente în care nu m-au ajutat. Și de ce nu m-au ajutat? Pentru că antrenorii adversarilor mei m-au studiat și au înțeles, bă, vezi că ține brațele sus, dar rămâne un pic de loc la ficat. Și am plătit pentru asta. La fel cum se dezvoltă toate celelalte sporturi, e clar că, așa cum spuneți, și în box e nevoie de o schimbare, probabil și de strategie și de pregătire și de tot ce înseamnă mentalitate, și fix la asta se referă și comentariul lui. Trebuie să fii mai profesioniști și spun ce înseamnă profesioniști. Să crească mentalitate, să fie puternic, sportivul să înțeleagă că vine pentru că el crede în ceea ce face. Dacă el nu crede în ceea ce face și încerci tu ca antrenor să-l convingi, va fi foarte greu. Asta înseamnă să fii profesionist în gândire. Băi, eu fac performanță, eu vreau să iau o medalie la Olimpiadă. Deci mă pregătesc numai pentru Olimpiadă și tractare. Și rup tot. Vin la sală pentru că vreau și pentru că eu cred în ceea ce fac. Doar că dacă ești destul de deștept și tu și antrenorul, încep să studiezi. Băi, ce adversare am? L-am pe ăla. Ia să văd cum boxează ăsta, ce face ăsta, ăsta e stângaci, ăsta e dreptaci. Da, am pierdut, pot să spun că am pierdut la Olimpiadă, că n-am pregătit un meci cu un stângaci. Da, nu l-am pregătit. Am înțeles ce am pierdut cu el. Doar că peste ani de zile am avut un stângaci, când m-am bătut cu spada fora pentru titlul IBF, Unificarea Centurilor, m-am pregătit pentru el. Acolo m-am pregătit pentru un stângaci. De ce cu stângaciul ăsta am boxat și cu ăla n-am boxat? Am fost alți oameni, diferiți. Pentru că tot dorofte eram. Și tot micuț de înălțime, și tot dreptaci, și tot agresiv. Pentru că pentru meciul ăla m-am pregătit pentru un stângaci special. Asta trebuie să facem. Și asta trebuie să facă antrenorii. Să pregătească meciurile. Și dacă tot ați vorbit de performanțe și de mentalitate, comentariul lui Cătălin Chiril de aici de pe chatul nostru din YouTube fix la asta se referă și ne zice așa: portarul Radu din Italia, care se mulțumește că este rezervă și îi merge leafa, nu are mentalitatea de a face performanță. Nu știu dacă voi cunoașteți cazul lui Ionuț Radu, care în urmă cu un an și jumătate ajunsese pe cai mari pentru că a fost portarul echipei naționale de tineret la campionatul european, unde reprezentativa pregătită de Rădoi a ajuns atunci. Mare potențial. Exact. Da. Semifinale atunci, ajunsese să apere la o vârstă fragedă poarta lui Genoa în Serie A, multe, multe meciuri, doar că ulterior a preferat să meargă la Inter și să fie acolo rezervă decât să meargă la o altă echipă unde ar putea să joace. Pentru că nu suntem profesioniști total, te-am spus, e o nouă generație care trebuie să crească și trebuie să aducă. Suntem, ca nație, suntem puternici,
suntem răi, suntem, nu facem pas în spate. Avem cu ce. Trebuie doar să lucrăm un pic la mentalitate. Și cu siguranță vom fi din nou ce am fost. Eu cred în lucrul ăsta. Eu cred, pentru că avem cu ce. Avem sânge de luptători. Sunt oare prea multe atracții în momentul de față pentru generația actuală pe care dumneavoastră nu le aveți atunci, probabil? Dar de ce nu le aveam și noi? Că aveam și noi. Dar aveam și noi discoteci, aveam și noi unde să ieșim, aveam și noi ce să facem, erau terase, erau o grămadă de lucruri. Aveai ce să faci? O grămadă de... Depinde ce vrei. Unii dintre colegii mei au ieșit afară, eu am rămas în cameră și am citit. Eu sunt campion mondial, ei sunt pe afară. E vorba de priorități. Fiecare ce-și alege, fiecare ce vrea, asta spun, despre asta spun. Dacă un antrenor este destul de deștept să te facă să crezi în ceva, asta e un câștig pentru noi, pentru sportivi. Asta va fi un câștig pentru sportivi. Dacă antrenorul te face să crezi în ceva. Nu doar că lasă, bă, că facem bani, uite, faci bani. Nu înseamnă, nu banii sunt întotdeauna prioritate. Și performanța. O să faci bani după performanță. Atât înseamnă educație. Și mai mult la... Ok, și am discutat deja de mai bine 40 de minute. Mai avem o singură întrebare aici în chat, dacă puteți să răspundeți. Sebastian este curios, cam cât ați încasat din box în carieră? Destul. Dacă aș fi urmărit numai să încasez, probabil aș fi boxat și astăzi. Nu? Cu siguranță. Exact, dacă aș fi... exact. Probabil aș fi boxat și astăzi. Am urmărit performanța, pentru că așa am fost educat. Asta a fost. Gândește-te că în 6 ani m-am bătut cu 3 campioni la 3 versiuni diferite. Pentru mine este o performanță. Nu știu pentru voi sau pentru iubitorii boxului cât e. Dar pentru mine este. Și faptul că veneam din România și faptul că n-am avut povești în România despre așa ceva, mie mi-a dat puterea să merg mai departe. Exact. Aici care au venit pe mine, au știut ce să facă, au știut cum să facă, eu am făcut box. Sau am încercat să fac box la cel mai înalt, așa cât am putut eu, că n-am fost perfect. Am avut și defecte, dar am încercat tot timpul să merg mai departe, să mă depășesc. Și mulțumesc Dumnezeu, cu bune cu rele, am reușit să fac ceva pentru iubitorii boxului și pentru români, cei care iubesc sportul. Și dincolo de tot ce ați spus, pot spune și eu că sunt perfect de acord și asta este cel mai important pentru un sportiv atunci când se apucă. Ar trebui să fie interesat strict de performanță și de rezultate și de medalii și de trofee, de tot ce poate obține într-o carieră de sportiv care oricum este extrem de scurtă. Și la fel aș vrea să adaug aici un comentariu de la Adi. Adi, cu siguranță v-ați lovit în mandatul de președinte al federației și de problema asta. Zice așa Adi că a fost sportiv și una dintre problemele sportului românesc este că la nivel local de juniori, antrenorii se pun pe criterii politice și de prietenie care nu au competență și interesează doar salariul pe antrenorii respectivi. Credeți că va reuși România să scape... Cu antrenorii pe criterii politice n-am văzut, pentru că sunt cam aceiași antrenori după vremea comunistă. Sunt cam aceiași antrenori, da, din perioada când eram copil, nu știu care sunt puși pe criterii politice. Probabil, unde el de acolo așa s-a făcut, dar nu, asta nu știu, nu cunosc. Chiar nu-mi dau seama. Ok, și o ultimă întrebare, credeți că vom mai avea curând un sportiv, un boxer român care să ajungă la... performanțele dumneavoastră? Păi, cu siguranță, boxul a început la mine și se va termina la mine. Vor fi alții care nu trebuie să facă ce am făcut eu. Va trebui să facă mai mult decât am făcut eu. Sincer, e greu la cum văd eu lucrurile. Ce am spus, depinde doar de antrenorii lor, depinde de poveștile care le spun. Dacă vor privi ca antrenorul meu Titi Tudor și le va spune copiilor cine, bă, uite, antrenorul cu tare din sală de la noi s-a bătut cu Doroptei parte în parte la antrenament.
Copiii nu vor mai avea în ce să creadă. Vor crede antrenorul care s-a bătut cu Doroptei parte în parte și n-are nicio performanță. Înțelegi? Pentru asta, pentru astea sunt cuvinte. Și dacă nu știm să apreciem ce avem, atunci, știi cum spune, când ți-e greu într-un loc, schimbă. Așa am făcut. Și mulțumesc Dumnezeu că am reușit să-mi revin, văd lucrurile altfel, revin din nou la viață, fac ce știu, pentru că asta a fost una dintre greșelile mele, că n-am făcut ce știu. Trebuia să fac ce știu, box. Pentru că asta știu să fac cel mai bine. Și o fac cu sufletul. Eu nu o fac doar pentru bani. O fac cu sufletul și pun suflet în ceea ce fac. Da, și asta s-a văzut și... De mulți alții. Asta s-a văzut și în cariera dumneavoastră. Ați obținut performanțe uriașe și ați dus România pe cele mai înalte culmi și ați făcut cunoscut numele României în toată lumea și pentru asta vă mulțumim. Vă mulțumim și că v-ați rupt din timpul dumneavoastră alături de familie. Am făcut-o din suflet, am făcut-o pentru că așa am crezut eu că este frumos. Pentru asta am purtat și tricolorul tot timpul, pentru că datorită lui sunt acolo. Da, vă mulțumim și pentru timpul acordat și pentru sinceritate, pentru modestie, pentru că a fost o discuție minunată. Iată, eu am simțit când au zburat cele 50 de minute. Exact. Ne-am simțit foarte bine și cu această ocazie vă mulțumim și poate pe viitor vă mai așteptăm din nou aici pe canalul nostru de YouTube. Eu vă doresc multă baftă, să fiți puternici și de ce nu campioni. Mulțumim mult, multă sănătate și dumneavoastră și familiei dumneavoastră, pentru că asta e cea mai importantă în această perioadă. Să trecem cu bine peste această pandemie și să ne reauzim în curând. Cu bine, băieți, numai bine. Numai bine. La mulți ani de Ziua Unirii. La mulți ani, corect. Încă este 24 ianuarie. La mulți ani. Numai bine. Forță, România. Gata, Cristian, rămas doar noi doi. Da. Ne-am discuție foarte interesantă. Ne-am rupt puțin, da. Ne-am rupt puțin de la pariuri, dar cu siguranță a meritat. Până la urmă, este mult mai important să discutăm. Am avut ocazia să discutăm cu un mare campion al României. Și nu știm când a trecut timpul. Exact. La fel și dânsul a spus același lucru, că nu știe când a trecut timpul. Au fost 47 de minute, dacă nu mă înșel, nu, ceva de genul ăsta. Da, și am văzut că și tu mergi pe aceeași idee la ProTV acolo cu interviurile tale și cu reportajele tale. Am văzut că încerci să promovezi oamenii de valoare din sportul românesc și cred că asta e cel mai important, să îi aducem în fața camerei chiar și pe cei care s-au retras din activitate. Încercăm pe cât posibil să facem lucrul ăsta, să diversificăm, să facem materiale cu sportivi din toate domeniile, să încercăm să ajungem la toate sporturile. Chiar astăzi am făcut cu doi atleți un material și îmi spunea că au sesizat și ei că ușor, ușor se mișcă lucrurile în direcția asta și că sunt din ce în ce mai căutați, ceea ce e îmbucurător. Da, pe ei să facem și noi atunci o mică pauză și să revenim cu pariurile noastre în repriza a doua, pentru că am văzut la FC Botoșani cu Dinamo este 3-0, se distrează moldovenii. Așa pare și cred că se vor mai marca goluri în repriza a doua, după cum am văzut așa, da, pe fugă facem jocul. Facem și noi o mică pauză și apoi ne întoarcem aici cu pariurile în 5 minuțele.
Gata, prieteni, ne-am întors aici în fața camerei și suntem pregătiți să ne plasăm și biletele noastre pentru această seară. Toți cei care n-ați fost alături până acum, alături de noi, vă invităm, după ce încheiem noi live-ul, să reluați acest live de la început, pentru că a fost o discuție extrem, extrem de interesantă cu marele nostru campion Leonardo Oroftei. Și acum vă așteptăm în secțiunea de comentarii să ne spuneți ce pronosticuri aveți și ce bilete veți juca în această seară, pentru că totuși urmează meciuri extrem, extrem de interesante și totuși mai avem și o repriză din Botoșani cu Dinamo, unde moldovenii conduc cu 3-0, așa că ne așteptăm să vedem goluri și în repriza a doua și chiar sunt curios ce pronosticuri aveți. Zi, Cristi, tu ce crezi că se va întâmpla? Dacă vorbim de meciul de la Botoșani, ți-am zis și cât timp am făcut această pauză, cred că se va mai marca în a doua repriză și nu doar o singură dată. Cred că cel puțin două goluri vom mai vedea. Dinamo nu mai are nimic de pierdut, ce e 3-0, ce e 4-0, vor ieși la joc. Probabil că vor avea și cei de la Botoșani șanse să prindă, să-i prindă pe câini pe contraatac. Mizez pe unul sau două goluri în repriza a doua. Cred că așa va fi, nu știu. Nu cred că se va închide jocul și se va termina 3-0. Hai să intrăm direct aici să vedem ce cote sunt. Că sunt foarte curios să văd ce cote avem la acest meci, la repriza a doua. Bun, am pus site-ul Betfair și hai să intrăm să vedem ce pariuri jucăm și noi la partida Botoșan cu Dinamo. Să știi că și eu mă aștept să se mai marcheze în partea a doua. Avem așa, 3-0, ceea ce înseamnă pentru un gol avem cotă de 1.18. Micuță, să zic foarte, eu. Foarte, foarte. Foarte, da. Mică. De asta ți-am spus că eu cred că vor fi cel puțin două goluri. Uite, deja Dinamo face două schimbări la pauză. Mizează și ei pe atac, o să forțeze revenirea. Și cum ți-am, se vor deschide și vor crea culoare pentru FC Botoșani. Goluri, două goluri în meci, încă două goluri, e o cotă de 2.05. Foarte interesantă cota. O cotă foarte bună, ți-am zis, eu cred că asta se va întâmpla, e de jucat această cotă în repriza a doua. Să știi că o să pun și eu 100 de lei acum pe această cotă, să se mai marcheze de două ori. Nu mi se pare imposibil, mai ales la cum a jucat Botoșani în prima repriză și la cum a arătat Dinamo. Vedem că au venit și schimbările, exact cum ai spus și tu. Și să sperăm că vom avea parte de un pariu câștigător. Gata, l-am lansat. Plasează pariul și chiar aș vrea să facem un bilet și pentru meciurile care mai urmează. Dar până una alta, hai să vedem ce meciuri ne așteaptă. Avem și un comentariu de la Sebastian care zice: Parma, Sampdoria marchează oaspeții cel puțin un gol. Hai să vedem despre ce este vorba, să ne deschidem toate aceste cote. Iată, United cu Liverpool a fost un meci nebun. Până la urmă, Manchester United s-a impus cu 3-2 grație golului marcat de Bruno Fernandes, minutul 78. Iată un derby între cele două, la o săptămână și jumătate după ce s-au întâlnit în Premier League. Am avut un 0-0 atunci, acum 3-2. Au vrut să se revanșeze pentru ceea ce s-a întâmplat atunci în campionat și au zis că trebuie să facă un meci spectaculos. Da, pentru că atunci foarte multă lume a mers pe opțiunea... Ambele echipe marchează și nici măcar un gol nu s-a înscris, da, a fost dezamăgire mare. Am avut un meci destul de închis, dar iată că astăzi în Cupa Angliei, deși au folosit aceleași echipe pentru că ambele au jucat cu titularii, în această seară vedem că s-au înscris 5 goluri și iată cum Liverpool își continuă seria extrem de slabă pe care o avea înaintea acestui duel. În Premier League a pierdut primul loc chiar în lupta cu Manchester United, pentru că diavolii sunt pe primul loc. Liverpool are 5 meciuri consecutive în campionat fără victorie și iată că acum a părăsit și Cupa Angliei. E o perioadă ciudată pentru Liverpool, având în vedere cu ceea ce erau obișnuiți fanii și jucătorii și cei din club cu ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Au câștigat aproape tot ce se putea și iată că au început anul 2021 cum nu se poate mai rău pentru ei. Poate nu era așa de importantă
cupa, să spunem, dar sigur vor încerca în campionat să-i ajungă pe cei de la Manchester United. Eu, unul, deși sunt fan United, nu îi vedeam așa în acest sezon să se lupte la titlu. Iată că sunt acolo și pare că se mențin în fruntea Premier League. Să vedem ce se va întâmpla în continuare. Lupta oricum e deschisă, nu e nimic rezolvat. Indiferent dacă Liverpool trece prin această perioadă sau nu, își pot reveni oricând. Și uite, a mers acum la Parma cu Sampdoria, s-au afișat și echipele de start. Din păcate, Mihăilă este doar rezervă, dar cine știe, poate va intra în repriza secundă. Și vedem cum Sampdoria este favorită clar în acest duel. Sampdoria a echipat de pe locul 10 din seria, în timp ce Parma ocupă locul 19, penultimul, și are o serie dezastruoasă de rezultate. Abia a reușit să înregistreze etapa trecută o primă remiză cu Sassuolo. Iată, remiză surprinzătoare în deplasare la Sassuolo. Vecina de clasament a Sampdoriei. Exact. Și Sassuolo, să nu uităm că până în urmă cu 6-7 etape fusese pe primul loc în seria. Surprindea atunci pe toată lumea cu meciurile sale și uite că ușor, ușor s-au stins și e de văzut ceea ce se întâmplă în meciul ăsta. Chiar aș vrea să văd ce cotă este acum la un gol marcat Sampdoria. Hai să vedem ce cotă avem la Betfair. Trebuie să mergem la opțiunea aici de fotbal. Serie A și avem Parma cu Sampdoria. Gol marcat echipa oaspete. Sampdoria înscrie unul sau mai multe goluri, 1.20. Destul de micuță, dar dacă o combinăm cu o altă cotă și cu alte meciuri, că ne-au mai rămas 2-3 meciuri interesante. Sau să fim curajoși să mergem pe două sau mai multe goluri. Două sau mai multe goluri. 2.20 e cota. Să știi că sună chiar foarte bine. Și uite, o să pun 50 de lei acum. Dacă mă uit bine, chiar pe ultimul meci dintre cele două au fost atunci în iulie. Au fost 5 goluri. Bine, e departe acel meci. Nu ne putem uita chiar așa atent la el. Dar uite că, cine știe, poate se repetă. Dacă nu 1-1-1, măcar dacă nu 3-2, cum s-a întâmplat atunci. Hai că merg așa pe 50 de lei cu cota asta de 1-20, 2-20, 50 de lei, câștig 110 lei. Mi se pare o afacere foarte bună. Și să ne continuăm noi studierea meciurilor din această seară. Pentru că vreau să punem un bilet și pe toate celelalte meciuri, că ți-am zis, avem partide interesante și uite, mă uit la un Everton cu Sheffield Wednesday, care urmează să înceapă, Atletico Madrid cu Valencia, Saint-Étienne cu Lyon, avem meciuri tari și cred că putem scoate câteva cote foarte interesante de aici. Mai avem un Leuven cu Ghent la 21.45. Cred că putem obține un bilet foarte interesant. Da, cu siguranță, uite, e duminică plină de meciuri interesante pe care chiar nu te poți plânge de oferta de pariuri pe care o ai în această seară. Poți să mizezi pe aceste meciuri. Și pe aceste meciuri tari. Trebuie să spunem că a început și Botoșan cu Dinamo, minutul 51. Noi așteptăm să vedem golurile aici. Noi tot le așteptăm, dar exact. Bine, a trecut abia 5 minute din repriza a doua. Cu siguranță se vor deschide la un moment dat. Dacă nu Botoșan, Dinamo sigur va face lucrul acesta, nu mai are nimic de pierdut. Și știm acest spirit al dinamoviștilor, parcă n-ar putea renunța așa de ușor să se mulțumească, doar să nu mai primească goluri. Trebuie să forțeze și marcarea unuia, cel puțin. Sincer, chiar am încredere în acest pronostic și să știi că de multe ori în ultima perioadă când am făcut live-uri pe meciurile din Liga 1, de multe ori s-a întâmplat să... Oh, ce ocazie! De multe ori avea un gol deja. De multe ori s-a întâmplat să fac live-urile strict pe meciurile FCSB-ului. Și de fiecare dată am mers pe goluri marcate în meci și să nu uităm că și cu UTA și cu Astra
a fost 0-0 la pauză. Apoi, în repriza a doua, după minutul 70, FCSB-ul s-a descătușat. Cam la fel a fost și la meciul cu FC Voluntari, unde am jucat 3+, tot așa, am făcut live aici pe YouTube și eram puțin... Pe final de meci s-a rezolvat pariul. Eram puțin îngrijorat atunci, dar până la urmă ne-a ieșit pariul și asta a fost cel mai important, că am terminat seara cu bine, am terminat seara pe plus și să sperăm că și astăzi vom obține noi încasări importante din pariurile noastre, pentru că mi-am propus ca în acest an, până la finalul anului, să fac din toate aceste live-uri în total 1000 de lei în fiecare lună, astfel încât la finalul anului să ajung la suma de 12.000 de lei. Ce ai început bine? Da, asta zic, primul live din această serie, deși este deja finalul lunii, abia am făcut primul live vineri, ceea ce înseamnă 22 ianuarie. Am terminat ziua pe plus cu vreo 250 de lei. Înseamnă că ești sunt aproape, pe da. Drumul cel să bun. Să vedem da. Ce se întâmplă în seara asta, pentru că Dinamo văd că a ieșit la atac și poate marchează. Am văzut că era o cotă de 1.90 la ambele marchează. Spune tu de meciurile FCSB-ului și cu golurile marcate. E destul de greu să nu pariez pe goluri marcate. Am văzut în ce formă sunt Man și Tănase. Au marcat împreună... Golgheterii campionatului. Exact, primii doi din clasamentul golgheterilor. Acum, grație celor patru goluri marcate de Sepsi cu Astra, au reușit cumva cei de la Sepsi să-i întreacă pe cei doi. Dar în rest, cei doi aveau goluri mai multe marcate decât toate echipele din campionat. Mai puțin Sepsi. Acum au reușit să treacă cu un gol peste... E clar că acolo se întâmplă ceva bine după mult timp. Da, uite, la foarte, FCSB. Foarte interesantă statistica asta ta și asta spune multe despre forma pe care o are FCSB în momentul de față și cât de important sunt cei doi jucători pentru roșialbaștri. Dar în același timp, în meciul cu CFR Cluj, cu campioana ultimelor 3 sezoane, s-a văzut că încă mai au de muncit cei de la FCSB până să învingă pe Ardelen. Acolo cred că e și vorba de un complex. Așa, în ultima perioadă FCSB nu prea a reușit să marcheze sau să învingă pe cei de la CFR Cluj și s-a repetat istoria și acolo. Poate acum, după acel mult controversat cantonament în Antalya, o pregătire de iarnă cu Thomas Neubert, ai văzut că pe final au reușit și cu Astra să tureze motoarele, așa când ceilalți deja parcă nu mai aveau la fel de multă energie. Uite că avem și câteva recomandări aici în chatul nostru. Achim Laurențiu, Marian Măguț, Stratulat Cosmin ne salută, vă salutăm și noi, prieteni, salut, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă așteptăm să ne spuneți ce pronosticuri aveți și ce bilete veți juca pentru meciurile care au mai rămas, pentru că vrem să punem și noi alte câteva bilete, pentru că am plasat deja două bilete, am pus, nu? Da. Am pus deja două bilete și vrem să mai băgăm niște bani în seara asta, vă așteptăm recomandările. De asemenea, uite, Daniela Loman ne dă câteva detalii foarte interesante, un bilet cu pronosticuri bune, Lyon 2 la Saint-Étienne, Atletico 1, Parma, Sampdoria peste 1,5 goluri. Dacă ne iese nouă pronosticul iese cu și lui. Cel puțin două goluri marcate da. Sampdoria, cu siguranță o să încaseze... din acest punct de vedere și Daniel. Să sperăm că va câștiga și Lyon în deplasare la Saint-Étienne. Chiar te așteptăm, Daniel, să ne spui ce cotă finală ai prins, pentru că cred că este o cotă destul de mare, undeva la 5, aș zice eu, din meciurile astea 3. Cristiano Petre zice, chiar am pierdut pe pronosticul tău la Fulham și la Liverpool. Da, Cristiano, până la urmă tot ce recomand eu, pentru că trebuie să am conținut și pe Telegram și pe site-ul meu andreidumitru.ro, trebuie să am conținut și aici pe YouTube. Eu ofer foarte, foarte multe pronosticuri, foarte multe recomandări, astfel încât să fie toată lumea mulțumită, pentru că unul vrea, de exemplu, bilet bonus dublu cu 20 de meciuri pe bilet. Altul vrea bilet cu cotă de 2, cu 2-3 meciuri pe bilet.
altul își dorește un bilet de cotă 5-6 și eu încerc să împac pe toată lumea și îți dai seama că eu doar ofer niște recomandări. Acum nu trebuie neapărat să-mi iasă mie toate pronosticurile, că probabil dacă știam eu toate rezultatele și dacă prindeam toate pronosticurile, poate nu mai munceam 8 ore la program la Telecom Sport. Probabil eram multimilionar în euro și îmi făceam viața departe de programul de 8 ore. Bine, ceea ce trebuie să înțeleagă urmăritorii tăi este faptul că tu îți petrești timpul, analizezi meciurile foarte bine, faci o statistică, dar nu poți niciodată spune cu exactitate ceea ce se întâmplă în meciuri pentru că intervine, nu știu, factorul acela de imprevizibilitate, înțelegi? Niciodată nu știi ceea ce se poate întâmpla într-un meci și niciodată poate nu te aștepți la anumite rezultate. Cum am văzut de-a lungul timpului, că de fiecare dată au fost surprize de-a lungul sezoanelor din toate campionatele, nu poți prezice și surprizele acestea. Tu practic spui ceea ce ar trebui să se întâmple conform statisticii și ultimelor rezultate. Da, și de fiecare dată am recomandat și aici pe YouTube, le-am recomandat urmăritorilor mei să se inspire din pronosticurile mele și ulterior să joace fix așa cum simt ei, pentru că e cel mai important. Nu contează că am dat eu doi soliți la Botoșani cu Dinamo, e doar un exemplu, că n-am dat. N-aș fi mers niciodată pe victorie Dinamo la Botoșani. Dar nu contează dacă eu am dat doi soliți la acest meci sau orice alt pronostic din ăsta nebun, o cotă de 16-17 să bată o ultimă clasată la lider sau ceva de genul, nu înseamnă că va ieși dacă eu am dat așa. Cel mai important este să jucați și să pariați exact așa cum simțiți voi. Ionuț Lup, salutare și să câștigați în această seară, așa sperăm și noi, Ionuț. Și Marian Măguț ne întreabă dacă mai intră un gol la Celta Vigo. Păi hai să vedem ce se întâmplă la Celta Vigo, este 1-1 în minutul 90 plus 1. Sunt 2 minute de prelungire acolo, Da. așa s-au dictat, nu știu, pare greu de crezut totuși. Să înțeleg că Mariana a pariat peste 2,5 goluri, cred că la asta se referă. Dacă mai așteaptă încă un gol, e 1-1. Mai are 1 minut la dispoziție să Dacă iasă. era, cred că ne zicea că să marcheze Celta Vigo dacă mergea pe victorie. Dar dacă mă uit pe statistică, meciul pare destul de strâns, așa că într-un minut. Bine, exact ce spuneam, poate apărea elementul surpriză, nu se știe niciodată. Dar e greu de crezut. Sper să iasă, dacă a mizat pe așa ceva, sper să iasă pariul, bineînțeles. Și uite, Stratulat Cosmin ne spune 1 la Atletico Madrid și 2-5 goluri la Lyon. Un pariu foarte, foarte bun, nici n-am ce să zic. Și eu cred că bate Atletico Madrid în această seară, are meci cu Valencia acasă. Da. Valencia care nu mai e echipa din stagiunile anterioare, am văzut-o foarte bine pe Valencia, adică în afară de acel rezultat surprinzător, victoria cu 4-1 din meciul cu Real de acum câteva luni, nu mi-amintesc să fi văzut un meci bun făcut de Valencia. Bine, vedem prin ce perioadă trece Real Madrid. Ți-am Da. spus că mi-am luat tricoul acesta cu Madrid pentru că sunt fan Real Madrid și m-am bucurat că în sfârșit, după o serie de jocuri destul de slabe, au reușit să învingă. Dar trebuie să recunosc faptul că Real Madrid nu trece prin cea mai bună formă și atunci când câștiga meciurile, câștiga la limită 1-0, foarte chinuit. Și Valencia probabil tot pe acest fond de joc mai slab al Realului a reușit atunci victoria. Acum destul de jos în clasament, abia pe locul 14. Era o cotă foarte interesantă și în live-ul de vineri am văzut că mulți dintre urmăritorii noștri au mers pe varianta 2 la acest meci la Real Madrid. Tu te așteptai, de exemplu, să câștige Realul? Aseară, dacă mă La așteptam, Alaves, da. speram în primul rând să câștige. Sincer, nici nu mai știam ce să cred după ceea ce se întâmplase în ultimele meciuri, ți-am speram, dar nu, cu Real Madrid în ultima perioadă nu prea mai poți fi sigur de ceea ce se întâmplă. Mai ales după, bine, sigur au jucat rezervele în cupă, dar totuși Real Madrid ar trebui să aibă pretenția să nu fie eliminată de o echipă de ligă inferioară, indiferent care este aceasta. Da, a fost o mare surpriză atunci și ulterior după eliminarea Realului, consider că seara de joi a fost și mai nasoală pentru pariori, pentru că Liverpool a pierdut atunci pe propriul teren cu Burnley,
Nu s-a așteptat o altă nimeni, surpriză. da? Și pe, ok, poate că n-ai fi mers pe victorie Liverpool la acel meci pentru că era cota undeva la 1.20, dar nici măcar cu golurile, dacă te băgai, nu ți ieșea nici acolo nu prea. Biletul, pentru că a fost doar 1-0, un gol marcat undeva prin minutul 80-81 de Burnley din penalti. În aceeași seară, și eu la fel consider că este la o dezamăgire cel puțin la fel de mare rezultatul înregistrat de Barcelona, rivala voastră. Chiar da. Dacă până la urmă, spre deosebire de Real Madrid, a reușit Barcelona să împingă meciul în prelungire, e bine, un 0-0, fa. La fel și acolo, da. chinuit. Seara de joi a fost groaznică pentru pariori. Cred că întotdeauna meciurile acestea din cupă sunt un coșmar pentru pariori, cel puțin pentru mine, în perioada în care făceam lucrul ăsta, în care pariam. Nu știu, ți-am mai spus și în vlogul pe care l-am mai făcut noi împreună, naționalele și cupa n-au fost punctul meu foarte, cu siguranță, mereu au fost surprize și am evitat de fiecare dată să pariez pe cupă, pe naționale. Pentru că, uite, cel puțin în FA Cup și aseară am văzut Manchester City cu greu pe final, au reușit să întoarcă da, după rezultatul. Da, 10 a marcat de 3 ori. Acolo este o ambiție enormă, cel puțin FA Cup e cu tradiție, faptul că echipele mici reușesc să răpună acești, nu știu, coloși ai fotbalului englez. Iată că era aproape se întâmple din nou și sunt foarte multe surprize. Și Manchester City a întâlnit o echipă din Liga a 4. Liga a 4, exact. Ceea ce pentru Manchester City la fel mi se pare rușinos să te conducă până în minutul 80 o echipă din Liga 4, având în vedere că Guardiola a trimis o echipă chiar foarte bună în teren. L-am văzut foarte nervos la pauză, a ieșit foarte nervos de la vestiar, dar ce am remarcat a fost faptul că la final adversarii nici măcar nu au fost supărați. Deci pentru ei a fost suficient. Și este gol Cristi. Iată, gol Botoșan, da. Gol Botoșan, excelent. Hai că mai avem nevoie de încă un gol în următoarele 30 de minute, 30 și puțin de minute, pentru că cu tot cu prelungiri la da, 4 da, goluri, da. Cred că vom avea cel puțin 3-4 minute de prelungiri. Hai să sperăm că se mai marchează încă o dată. Din fericire a făcut-o tot Botoșani. Hai să vedem dacă reușește și Dinamo acum să ne surprindă și să marcheze măcar așa golul de onoare, să ducă scorul la 4-1. Eu sincer nu mă așteptam, ok, nu mă gândeam că va învinge Dinamo la Botoșani neapărat, dar nici la un rezultat de genul acesta nu mă gândeam. E surprinzător. Dar pare mai mult, nu, n-a fost autogol acolo, a împins Haruț mingea în poartă. Da, e de văzut dacă ne va ieși pariul oricum, acela. Oricum, era autogol dacă... Da, mai este jumătate de oră, așa cu aproximație. Sunt toate șansele să se mai marcheze. Da, să știi gol. Că am mare încredere și chiar o să intru mai încolo să vedem ce cash-out putem să dăm la Betfair. Uite, Cristiano Petre mă roagă să ofer în privat niște pronosticuri, 8 meciuri pentru ziua de miercuri. De exemplu, Cristiano, îți zic de acum că este aproape imposibil să prindă 8 meciuri pe un singur bilet. Eu, în general, pariez câte 2-3 partide pe biletele mele, pentru că este mult mai sigur să prind aceste bilete. Chiar dacă cei drept câștigul este mult mai mic, prefer să câștig mai puțin decât să îmi pierd banii, pentru că am mers pe mult mai multe meciuri. Oricum, dacă ai bilete făcute, eu te aștept să mi le trimiți în privat pe Instagram, discutăm acolo, vorbim mai multe și îmi dau și eu cu părerea despre biletele pe care le vei face tu. Voi încerca și eu, dacă insiști, să-ți ofer câteva pronosticuri, dar ți-am zis, asta nu va însemna că îmi vor ieși absolut toate meciurile. Dacă voi da 8, va însemna că 8 vor fi câștigătoare. Și legat tot așa de multe meciuri pe bilet, Alex vrea să știe care este treaba cu biletele jucate în sistem. E bine, Alex, te aștept să-mi zici concret la ce te referi. În primul rând, sistem îți recomand să joci în momentul în care ai multe meciuri pe bilet. Dacă ai de la 10, 11, 12 meciuri în sus, e bine, atunci da, ți-aș recomanda să joci sistem. E clar că va fi și un câștig mult mai mic, doar că, exact ce ziceam și mai devreme, mai bine să câștigi mai puțin decât deloc. Uite, Adi zice și el un pronostic care este cât de cât pe placul nostru. Aproape de ceea ce am aproape spus. Aproape de ce am zis, da. Parma, Sampdoria, GG și 3+. Până la urmă, noi avem nevoie de două goluri marcate de Sampdoria. Dacă se termină 2-2 sau 3-2
suntem mulțumiți. Da, și noi și pe golurile Sampdorii mai mult. Exact, da. Și noi și Adi. Și chiar sperăm să se întâmple asta, să sperăm că vom avea parte de goluri și văd că ți-ai deschis frescul acolo. Da, eu urmăresc continuu ceea ce se întâmplă la Botoșani cu Dinamo. Pe lângă faptul că avem aici meciul, mă uit și pe frescul la schimbări, la statistici și de-aia urmăresc ceea ce se întâmplă. Da, cream că ți-ai deschis la un sigur, pot deschide și la un meci, la mai multe dacă ne uităm, dar urmăream cu interes ceea ce se întâmplă la Botoșani pentru că a fost un pariu așa îndrăzneț, să spun. Hai să intrăm și noi din nou pe Betfair și să încercăm să ne facem un bilet. Chiar sunt curios până un alta ce cash out ne oferă nouă în momentul de față. Uite, ne dă un cash out de 118 lei Betfair-ul și nici nu știu ce să fac. Dacă să profităm de el sau nu. Practic tu ai ieșit pe plus, dar da. Se poate și mai nu mult de atât. Ce zici, să mai stăm? Eu aș mai aștepta. Da, e genul de meci la care aș aștepta până minutul, chiar dacă n-ar mai fi cash out-ul la fel de rentabil. Da, nu știu, mi se pare genul de meci în care se poate înscrie și la ultima fază. Dinamo, știi cum se mai întâmplă, gol de onoare apare uneori la ultima fază, arbitru fără finalul și gata. Uite cum s-a întâmplat la vineri, la voluntari, când am încasat aici pe live, ne-am bucurat cu toții și în chat acolo, pentru că mulți jucaseră 3 plus la partida respectivă și a venit gol chiar în ultima fază, acel penalti care până la urmă, na, a fost și n-a fost, nu pot să zic că... N-a fost penalti, dar a fost acordat ușor. Dar ce spui de meciul UTA FC Argeș? Acolo unde în 3 minute scorul s-a schimbat dramatic. De la 0-0, după 4-5 minute, deja aveai un GG 3+. Exact. Te-ai fi așteptat vreodată? Nu prea, la fel, era surprinzător. Da. Și poate că la un asemenea meci aveai tendința să mergi pe opțiunea sub 2,5 da, goluri. Da. În minutul 80 cred că deja bifai meciul pe bilet. Nu da. Mai făceai probleme, dar dacă să spunem că aveai puțină treabă, plecai un pic din cameră și te întorceai, aveai o mare surpriză, cu siguranță. Aveai o mare surpriză, nu te așteptai la așa ceva. Așa e. Am intrat la Atletico Madrid cu Valencia. Eu, de exemplu, văd o victorie Atletico Madrid în acest meci. Da. Cred că e cea mai realistă și variantă. Și zic să nu pariem aici cu suflet. Că tu e clar că ai fi îndreptățit să zici că și să sper la un eventual eșec al lui Atletico. Da, aș fi tentat să spun chestia asta, mai ales că Realul are 2 meciuri în minus față de Atletico și 4 puncte mai puțin. Dar... gândind strict obiectiv, cred că este victoria celor de la Atletico. Pare că spre asta se îndreaptă, e o formă foarte bună. Sincer, chiar dacă sunt fan Real Madrid, cred că este anul lui Atletico. Anul acesta, nu știu, mi se par slăbite și Real și Barça, mi se par un pic chit că au reușit catalanii să urce din nou unde erau la un moment dat la 3 puncte de retrogradare. Ok, au urcat pe podium din nou. Dar, nu știu, nu văd o consistență în jocul lor și nu pare că reușesc să treacă peste Atletico. Și asta voiam să spun, nu neapărat pentru că joacă senzațional Atletico Madrid sau care o echipă fabuloasă. Știm, stilul lui Simeone. Da. Atletico e mare favorită și datorită evoluțiilor slabe pe care le au cele două mari rivale. Și datorită startului excelent pe care l-a avut, pentru că în momentul de față vedem dacă va fi la egalitate de meciuri și dacă își va câștiga partida restantă, Atletico ar avea 13 puncte peste Real Madrid, ocupanta locului 2, așa că... S-ar îndepărta destul de categoric așa. Și dacă ne uităm și pe meciurile celor de la Atletico, n-ai să vezi prea multe goluri. Este stilul clasic al lui Simeone, rar când vezi... Sau nu știu, uite, chiar sunt mai multe. Ba nu, nu chiar așa de multe. 2 goluri, cam 2-3 goluri s-au marcat în meciurile lor. Știi, nu, e stilul acela
clasica lui Simeone, victoria e mai importantă decât jocul da. Și punctele adunate contează până la urmă. Da, am trecut pe bilet Atletico victorie, la Saint-Étienne cu Lyon, ce zici să pariem? La Saint-Étienne cu Lyon, sincer, aici ar trebui să mă uit un pic pe ceea ce se întâmplă la meci. Vedem Lyon pe locul 3, Saint-Étienne pe locul 16, aici mizez pe o victorie a celor de la Lyon. Mergem nu știu dacă pe este o cotă bună e victorie. 44. Un 2 solist. Cred că o victorie a celor de la Lyon ar merge aici pe bilet. Hai să trecem, bam. Ok, mai avem am pariat deja la Parma cu Sampdoria. Mai avem un Everton cu Sheffield Wednesday. Să vedem ce cotă este aici. Știu că la Everton foarte important a revenit și Calvert-Lewin, golgheterul echipei. Și este o cotă de 1.22 la victorie în 90 de minute pentru Everton. 1.06 să obțină calificarea. Destul de micuță, da, destul de mică această cotă. Ți-am zis, nici nu știi parcă în FA Cup la ce să te aștepți, ce surprize vor fi. Teoretic ar trebui Everton să impună 90 de minute. Ne uităm la clasament în Liga 2, în Championship, și Sheffield Wednesday e pe penultimul loc. Dar s-a chinuit Manchester United cu echipă de Liga 4, dar cu o echipă din Championship. Manchester City. Dar oricum și Manchester United s-a chinuit. Da. Etapa trecută cu Watford, echipă din Liga 2. Da, deci vedem meciurile acestea în care echipele mai slab cotate așa dau totul pentru a impresiona și a merge mai departe în FA Cup. Greu. Eu unul m-aș feri de, dacă m-ai întrebat strict, okay, pe da. Mine, eu m-aș feri de acest, atunci, acest meci, dar teoretic, fix, statistic ar fix trebui așa să... Fac. Ne ferim? Ok, ne ferim. Fix așa fac și atunci ce să mai trecem noi pe biletul nostru? Avem două meciuri, cotă 2.08, cota finală a biletului. Cam astea să fie, dacă e să-l jucăm cu 100 de lei. Ia să vedem cu 100 de lei ce... 208 lei ar veni. E un câștig foarte bun, cred. Am spus, dacă m-ai întrebat pe mine... Eu aș evita Everton cu Sheffield Wednesday pentru că sunt foarte multe surprize. Acum, mă rog, fiecare cum consideră, dar asta aș face eu. Am plasat biletul și hai să vedem ce comentarii mai avem, pentru că iată avem s-au strâns deja câteva. Alex ne întreabă dacă mizăm pe surprize în optimile UEFA Champions League. Tu ce crezi? Unde am putea avea parte de surprize? Să spun de realul meu că mă gândesc că vor fi eliminați. Nu știu. Chit că țin cu ei, nu mă uit chiar așa, știi, orbește, țin cu ei, orbește, mă uit, nu știu, analizez și bară, obiectiv. Fece Botoșan, 1.75. Aproape să iasă pariul. Hai să sperăm. Dar pare că totuși, deși la 4-0 Botoșan e echipa care atacă, nu m-am văzut Dinamo să facă lucrul ăsta. Iată Botoșan parcă vrea să, știi, parcă da, pare o echipă nențească. Nu știu ce s-a întâmplat în seara asta, dar e clar că sunt probleme mult mai serioase la Dinamo decât ar fi părut. Și voiam să remarc faptul că e liniștit Marius Croitoru. E pe da. Bancă, e liniștit, nu mai sparge nimic. S-a liniștit. E liniștit și el. Și scuză-mă că te întrerupsesem, continuați ideea. Nu, lucrul ăsta vreau să spun, doar că mă miră faptul că în continuare Botoșani atacă și nu puteam să nu evidențiez faptul că este liniștit Marius Croitoru. Uite, aici avem Atalanta Real Madrid, zici tu că putem avea o surpriză. Eu mă aștept la o surpriză imediat de cum am văzut tragerea la sorți și știam ceea ce joacă Real Madrid, m-am gândit că... Și ce joacă Atalanta. Și ce joacă Atalanta, m-am gândit că e posibil să-mi iau adio de la Champions League destul de devreme anul acesta. Să nu uităm că stațiunea precedentă Atalanta a condus-o până în minutul 90 pe PSG. Da. Și a primit două goluri, s-a văzut lipsa de experiență atunci. Acum Atalanta continuă, chiar dacă nu se mai bazează pe Papu Gomez, care a intrat într-un conflict cu antrenorul,
cu Gasperini, chiar dacă nu se mai bazează pe Papu Gomez, Atalanta încă are evoluție excelente și rezultate foarte bune și chiar ieri stăteam și mă miram cum liderul din seria AC Milan avea o cotă de 3.50 la victorie pe propriul teren cu Atalanta. Atalanta. Până la urmă, rezultatul ne-a demonstrat de ce Atalanta era mare favorită în acest duel. Dar da, îți dau și eu dreptate aici și eu aș merge pe o surpriză în această partidă. La Barcelona cu PSG nu văd nicio surpriză, clar PSG este mare favorită. Porto, Juventus la fel. Juventus nu mă încântă, dar cred că va reuși să prin să experiență treacă, da. Și prin valoarea individuală a jucătorilor e posibil să treacă. Nici aici nu aș vedea așa o surpriză, mai degrabă la Real Madrid cu Atalanta. Da. Sevilla, Borussia Dortmund, nu putem vorbi de surprize aici pentru că sunt două echipe apropiate da, valoric. Da. Ce mai e? Leipzig cu Liverpool, două echipe care traversează o perioadă foarte grea. Leipzig chiar ieri a pierdut pe terenul ultimei clasate din, mă rog, era ultima clasată după victoria da, cu Mainz. Da, da, da. Cu Mainz nu se aștepta nimeni la un asemenea rezultat, era cota undeva la 1.35 la victorie Leipzig. Liverpool vedem prin ce perioadă trece, așa că n-am putea spune că ar fi o surpriză. Poate doar după nume am putea spune că o surpriză, exact. dar ca joc nu cred că ar fi. Da, Atletico Madrid cu Chelsea ar fi o surpriză dacă Chelsea va elimina-o pe Atletico, da, dar nu da. Văd să se întâmple așa ceva nici aici. Nu pot să cred! Pare că o fac intenționat. Nu pot să cred ocazia asta! Pare mai greu să ratezi de acolo decât să... Pare mai greu să ratezi. Cu poarta goală... Pe banii noștri, Cristi. O centrare excelentă. Cred că nici el nu se mai aștepta să ajungă mingea la el. Da, a ieșit aici portarul și... Deci nu pot să cred că noi pierdem. Dacă e să pierdem biletul... Aici chiar, uite, vezi, imprevizibil, exact. Despre care vorbeam. Da. Nu normal, aici era gol în 99 din cazuri din 100. Iată că am avut acel 1% ratare imensă. Și ce remarcam mai devreme, Botoșaniu atacă continuu. Da. Chiar dacă au făcut schimbări la pauză, dinamoviștii, iată că n-au reușit să întoarcă. Nu doar să întoarcă, ci nici măcar să se apropie mai periculos. Mai avem 15 minute să sperăm că vom... De ce încredere? Formă în feeling-ul da. De a... Da, ce să facem? Sperăm până în ultima fază, pentru că am învățat în special vineri, ți-am zis că da. Se poate încasa și în ultima fază și parcă bucuria e și mai mare. Mai ales după asemenea ocazie, scuze că da. Te-am întrerupt. Am căzut de acord că vedem surpriză, dacă e să fie, putem numi surpriză doar la Atalanta cu Real Madrid. Da. Dacă ar obține calificarea Atalanta, în rest nu vedem. Deși, cum spuneam, după joc nu ar fi chiar. Da, și mai avem Gladbach cu City, unde nu cred că se pune problema. Deși Gladbach arăta foarte bine în grupe. Nu cred că se pune problema ca City să fie nici eliminat. Nu cred. Nu cred, pentru că rar să fie eliminați cei de la City așa de vreme, totuși de o echipă. Chiar dacă joacă bine, dar nu văd să fie eliminată de Gladbach în momentul de față. Da, și eu spun la fel. Uite, Ionuț Lupu a mers pe opțiunea peste 2,5 goluri la Everton cu Sheffield Wednesday. Lyon solist, la fel ca noi, Atletico Madrid peste 1,5 goluri și Leuven cu Ghent, ambele echipe marchează. Un pariu foarte bun, un bilet extrem de interesant, te așteptăm să ne spui și ce cotă finală ai prins, Ionuț, la această recomandare. Iată, el nu s-a ferit de Everton cu Sheffield, a mizat pe goluri da, și bine, cred că mai degrabă pe goluri decât pe un rezultat final. Da, am văzut, era o cotă undeva la 1.18 la peste 1.5 goluri, probabil la peste 2.5, o cotă de 1.60-1.65, cam pe acolo. Mihai Obzei, salut băieți, acum văd și eu, sunteți în live de peste o oră, te salutăm Mihai, îți mulțumim salut. Că ni te-ai alăturat și ne întreabă Mihai Obzei de o cotă bombă de 4.70, Saint-Étienne GG, Parma GG și Leuven GG. Mi se pare o cotă excelentă, Mihai, dar la Saint-Étienne să iasă GG-ul, dar să bată Lyon cu 2-3-1, ca să fim și noi fericiți, să fii și tu fericit. Sperăm să-ți iasă biletul, multă baftă cu el.
și dacă mai ai și alte recomandări, pentru că Mihai 80 de fiecare dată are tot felul de cote nebune și în special în repriza a doua a meciurilor pe care facem noi live-urile, el prinde cote fabuloase și dă lovitură după lovitură. Uite, dacă tot ai spus că el comentează de foarte multe ori și dă aceste cote nebune, aș fi curios, eu personal aș fi curios să văd sau să ne spună care a fost cel mai bombă, așa, bilet pe care l-a prins el. Nu știu, chiar sunt curios. Da, ce, Mihai, ce ai prins așa? Wow. Eu am fost întrebat de nenumărate ori aici pe live-urile mele, așa că te așteptăm și pe tine, Mihai, să ne spui ce, care a fost cel mai mare câștig al tău și de asemenea și pe voi toți, prieteni, toți cei care sunteți aici alături de noi în chatul nostru, vă mulțumim pentru că ne urmăriți, vă mulțumim pentru comentariile voastre, vă așteptăm să ne spuneți ce câștiguri impresionante ați avut voi de-a lungul carierelor voastre de pariori și totodată nu uitați și pe butonul acela de like, hai să apăsăm pe el pentru că avem 42 de like-uri, ceea ce este extraordinar, un singur dislike este foarte, foarte bine și chiar sper să atingem borna de 60 de like-uri. Hai să vedem dacă ajungem la 60 de like-uri, vă așteptăm cu comentariile voastre și cu like-urile chiar acum, hai săriți, hai da, să vedem. Cu like-urile. Să mergem mai departe, de-abia aștept să faci un bilet combinat UCL cu UL, cu cine merge mai departe, zice Alex. Da, cu siguranță Alex o să fac asta la momentul respectiv. Acum în luna februarie, la jumătatea lunii, vor fi și meciurile respective, așa că în 2-3 săptămâni o să fac și o să filmez acel clip. Adi Saint-Étienne cu Lyon 2 și 2 plus, uite, pe lângă... Da. Varianta de solist, Adi plusează și merge și pe goluri la această partidă. Și varianta asta sună foarte bine. Și la Atletico Madrid cu Valencia 1x și 2 plus. Da, și aici. Foarte, și aici e foarte bine. Foarte bun pronosticul și mi se pare că e o cotă de 1.50 din câte mi-amintesc eu. Cam pe acolo. Uite, are o recomandare și Achim Laurențiu. Parma, Sampdoria, pauză sau final X. Și Atletico Madrid Valencia 1, exact cum am jucat și noi. Da. Mă gândesc că la Parma Sampdoria, la PSFX are o cotă ceva mai mare. Poate cine știe, o repriză mai prima repriză mai liniștită să iasă acest PSFX. În mod normal eu unul nu cred că ar putea fi și la final, poate la pauză să prindă acest pronostic. Da, trebuie să înceapă în 3 minute meciul dintre Parma și Sampdoria. Vom prinde și noi aici câteva minute, undeva la 15 minute din meci. Să sperăm că se va marca rapid, să dea rapid ambele echipe goluri, dar în același timp să fie și pauză sau final X, da, astfel încât da, să da, încaseze da. Și Laurențiu, să încasăm și noi și toți ceilalți care au mers pe GG la acest meci. Și ultima cotă bombă, zice uite că răspuns, Mihai, okay, Mihai. Da, a fost când am prins 14 GG-uri la cotă 800 și am avut aceleași 14 GG 3 plus la cotă 1700. M-a scos Frankfurt cu Dortmund, s-a terminat doar 1-1. Wow. Și cât ai încasat, Mihai, în momentul respectiv când ai prins cota de 800? Wow. Sunt curios ce... Îndrăsneță tare de tot și da, să te scoată așa de, nu știu, așa la limită, e frustrant, e foarte, foarte frustrant. Sunt curios ce încasări ai avut atunci. Hai, prieteni, vă așteptăm și pe voi să ne spuneți care a fost cea mai mare sumă pe care ați încasat-o în urma unui bilet plasat la pariuri. Vedem Cristi, suntem minutul 86 și este în continuare 4-0. Cine știe, poate vine golul ăla pe care îl așteptăm cu mare interes. Dacă ne uităm la cum s-a marcat primul gol din repriza a doua, te gândeai că e timp suficient? Bine, a fost și acea ocazie imensă. Acolo se putea rezolva totul. Acum mi se pare că cei de la Botoșani au liniștit un pic jocul și nu mai forțează. Dar nu se știe niciodată cum... Nu vreau să-mi mai amintesc. Iată, uite, niciodată nu știi cum arunci o minge în careu și iese golul de acolo. Nu vreau să mai amintesc că... De ratarea aceea. Da, da. Ce ratare cu poarta goală și,
Știi, dacă era 2 la 0, poate nu mă consumam atât, dar fiind 4 la 0 și fiind goluri de care aveam noi Da. nevoie ca să încasăm, Și parcă... repet, iată acel element la care nu te aștepți. În teorie, uite, chiar și pe teren, dacă împingea mingea în poartă, ți-eșa pariu și era totul rezolvat. De iată că a ratat dintr-o poziție în care cu greu ratezi. Așa e. Uite, a revenit Mihai 80 și a zis că a încasat 800 de lire pentru că a pus o liră. Poți să investești aceste sume mici pe un pariu nebun și să și iată să-ți iasă. Ceea ce înseamnă un banii noștri undeva la 4.000 de lei, cam pe acolo ar veni 800 de lire. Cred că Cred că atât. e chiar mai mult, că lira, din câte știu, e undeva la 5 lei 50, pe 5 lei acolo. 48 5 lei, este o oho, da, liră. exact am zis, 5 lei 50. 4.384 de lei. Păi, e senzațional cu o liră pariată, adică cu 5 lei, puțin Investiție peste minimă. 5 lei, da. Renunți la, nu știu, o cola. O cola și o ciocolată. Și atât Și câștigi. iar în UK, acolo unde stă Mihai, cu siguranță nici măcar atât, pentru că o cola e undeva la 5 lire. Da. Eu făcusem deja, transformasem deja în lei și de aia am spus. Da, asta zic, că cu atât mai mult, A, că da. nici măcar atât n-a riscat. Și mai spune Mihai, la live-uri îmi place să joc ambele echipe, marchează în repriza a doua, tot aceleași meciuri, peste 1,5 goluri în repriza a doua. Uite că a revenit și Ionuț Lup cu cota finală a biletului său, cotă de 5 și 10, vi-l reamintesc, prieteni, Everton cu Sheffield Wednesday, peste 2,5 goluri, Lyon Solist, Atletico Madrid, Valencia, peste 1,5 goluri și Leuven cu Gent, ambele echipe marchează. Și mai avem un comentariu, o întrebare de la Tags HD, Ghimaraes ce face astăzi? Văd că ai apucat să-ți deschizi. Deja am intrat pe meci și am văzut că ultimul rezultat dintre cele două este uimitor, un 0 la 7, adică 7-0 a câștigat atunci Guimaraes. Bine, e relativ așa că a câștigat pe 8 februarie 2020, nu prea putem lua Fix în înainte considerare. Să-i zbucnească. să înceapă nebunia Exact. cu coronavirusul. Nu e penalti, din Dacă... păcate, m-am uitat, dar e Foarte, fix foarte acolo, aproape, foarte pe aproape. linia Ișvan Covaci careului. n-a vrut să împingă un pic. Da. Nu s-a gândit și la noi când a văzut această fază. Dar, Da, într-adevăr, este în afara este, careului. da, este în Reluarea... afara. Nu putea să se înșele și el să o mute așa. Iată ce meci, să ai un asemenea meci și să aștepți cum așteptăm noi acum, ocazie imensă, aproape de penalti. Deja nu știi ce să mai faci. Da, uite, mă uit pe clasament, Famalicao, echipa care până la urmă în sezonul, la începutul sezonului trecut, impresionase pe toată lumea, pentru că, din câte mi-amintesc, a condus pentru mult timp campionatul în Portugalia. Acum este pe un loc 13, vine după o perioadă destul de dificilă, abia a obținut prima victorie după mult timp, a fost un 2-1 în deplasarea de la Santa Clara. De partea cealaltă, Vitória Guimarães. Oleo, din nou o intervenție Ce? extraordinară a portarului. Nu putea să o lase acolo să scape în poartă. Aici deja după numărul de ocazii Famă, de la de la vinclu a scos această minge. vin. E fabulos ce se întâmplă în meciul ăsta când toate, nu știu, toate lucrurile dădeau Când așa pariem către. și noi pe goluri, se găsește să se rateze cu poarta goală, se găsește să intervină senzațional portarul. Probabil dacă puneam pe, Hai, poate pe contra, hai, poate contraatac Dinamo. Dinamo, dar iată ce greu Deși, merge da. construcția, nici terenul nu-i ajută pe cei de la Dinamo. Dezamăgitor. Dezamăgitor, da, iată, nu au putut lansa nici măcar un contraatac. Chiar mă gândeam că vor face mult mai multe în repriza a doua, au făcut două schimbări ofensive la pauză. Nu s-a schimbat jocul. Da, și aș merge la reveni la Da, întrebarea că... despre Ghimaraes și eu aș merge pe un X2 la această partidă, văzând și forma modestă pe care o are Famalicao,
Nu pot să cred că s-a dat un singur minut de prelungire și s-a terminat și partida. Cristi? Nu mă așteptam, nu știu dacă se mai întâmplau multe în eventuale minute de prelungire, dar să dai un minut, bine, s-a gândit, oare s-a gândit la cei de la Dinamo să nu le mai prelungească agonia, da, la atâtea goluri, da. Dar la atâtea goluri te așteptai la cel puțin, cum spuneai tu, la cel puțin 3 minute. Și totuși s-a marcat în minutul 64, așteptam să vedem și noi cel puțin un gol. Dar pot spune au fost că șanse imense, exact, să se pot spune că am avut pariu câștigător. Eu pe ăsta nu-l trec la pariu pierdut, pentru nu că a fost ocazia în minutul cât era, 80, cam așa, da. Ratare cu poarta goală din, păcate, din 2 metri pentru FC Botoșani. Măcar așa, pentru moralul meu, îl consider un pariu câștigat. Cred că acolo era mai puțin de 2 metri, sincer. Da, și... Să vedem, să sperăm că vom încasa în această seară cu celelalte pariuri pe care le-am plasat. Famali sau Ghimaraes, zic eu, că ar merge X2 sau cel puțin un gol marcat de oaspeți de în, Ghimaraes, da. Da, în acest match. Iată, și Tags HD spune același lucru. Eu zic că oaspeții marchează cel puțin o dată, cel mai sigur pariu. Mihai 80, am avut Manchester United GG în repriza a doua și Standard Liège GG în repriza a doua plus alt bilet cu aceleași echipe peste 1,5 goluri în repriza a doua și au ieșit toate. Bravo Mihai, felicitările felicitări. Noastre. Am avut atașat și Köln că marchează în repriza a doua și a ratat penalti minutul 78, exact cum am simțit și noi aici în... în acest meci Botoșan cu Dinamo. Și dacă el a avut penalti ratat, noi am avut ocazie din un metru, 2 metri maxim. Deci se pot compara situațiile. Uite, Alex ne întreabă care sunt echipele voastre de suflet din România și internaționale. Ei bine, fiind amândoi jurnaliști, cu siguranță n-avem o echipă favorită în România și de fiecare dată am fost obiectivi. Vă reamintesc că Cristi este reporter la ProTV, iar eu lucrez la site-ul Telecom Sport. Internațional, ai zis mai devreme. Eu am declarat internațional că Real Madrid, chiar dacă am tricol cu Madrid, putea fi confuz de acestea cu Atletico, poate cu Rayo Vallecano, dar nu este vorba de Real Madrid la nivel internațional, dar pot să spun că e vorba de Real. Eu n-am avut niciodată așa o echipă favorită, poate aș spune eu prin 2007 simpatizam așa cu Tottenham și asta în special datorită jocului de FIFA, pentru că eu la FIFA, deși toată lumea în perioada aia juca cu Barcelona pentru că era Ronaldinho, aveau acolo o ofertă de jucători. Da, jucau mulți cu echipe impresionante, cu Manchester United, era Ronaldo acolo. Aveai de unde să alegi, Real Madrid la fel, echipe bune, eu jucam cu Tottenham pentru că îmi plăcea enorm echipa lor, aveam cu Lennon, cu Bale, dar la ce FIFA spuneai? 07. 2007, da, jucam și... Cu Defoe, da, cu exact, aveau o echipă foarte bună atunci. Foarte, foarte bună, da, cu, era un ivorian la centru terenului, dar nu mai țin minte... Zocora. 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 Da, 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 da. Foarte bună echipa cu Dawson, cu Ledley King în apărare și bă, atunci m-am atașat, dar ulterior nu m-a mai impresionat. Dar să știi că și la mine tot de la FIFA a pornit simpatia pentru Real Madrid, dar la FIFA 2003 a fost primul joc pe care l-am avut eu atunci pe primul calculator, la fel pe care l-am avut la acea perioadă. Și nu știu cum s-a întâmplat, că dacă intri în FIFA nu-ți apare Real Madrid din prima, nu? Și am avut simpatia aceasta, am jucat cu Real Madrid, era acea perioadă cu Santiago Solari, da. Știi, Guti, Ronaldo, Zidane, aveau acea echipă de atunci și mi-a... Nu știu, Roberto Carlos. Roberto Carlos, da, m-am atașat atunci de Salgado, Michel Salgado, era da, hero. Superbă. Aveau o echipă... Superbă echipa. Senzațional atunci și de atunci eu am început eu să-i simpatizez. Probabil printre ultimele echipe din fotbalul ăsta romantic, să-i spun așa, că ulterior au mai rămas doar s-au jucători. Robotizat, da, jucătorii și au devenit mașinării de fotbal și acum este totul mult mai tacticizat, mult mai atent studiat, alte metode de pregătire, e totul mult mai profesionist și parcă da, nu mai are da. Fotbalul farmecul pe care l-avea în urmă cu vreo 20 de ani. Se juca mai mult din talent atunci și erau mai puține metode de pregătire. Dacă ne amintim de celebra încălzire lui Maradona. Da.
Dacă o aducem în zilele noastre, numai încălzire nu putem să o numim, cu ghetele dezlegate, așa, lejer, câteva driblinguri, ținea mingea pe picior, nu putem spune că aceea era o încălzire, dar iată că astăzi, cu tracking, urmărim tot ce se întâmplă, cât alergă, cu ce viteză alergă, Da. e totul tehnologizat și nu mai se joacă chiar atât de mult din talent. Da, și asta contează foarte mult, în special pentru noi care urmărim în general foarte mult fotbal, dar până la urmă am văzut cât de rău este fără fotbal Da. în primăvara anului trecut, când n-am avut deloc meciuri, am ajunsesem să pariem și să urmărim meciuri din Nicaragua, din păcate, așa că trebuie să ne mulțumim așa cum este fotbalul. Tags HD, o cotă de 2 clară pentru meciurile rămase astăzi. Ei bine, cea mai rămas să înceapă, ți-aș recomanda o victorie Atletico Madrid sau, dacă vrei tu pentru siguranță, 1 și 2 plus la meciul respectiv, combinat cu un X2 și 2 plus la Saint-Étienne cu Lyon. La fel mi se pare de jucat 1 și 2 plus la Everton cu Sheffield Wednesday, ai scoate o cotă interesantă. Noi mai devreme n-am mers pe această cotă și am renunțat de tot, dar dacă prinzi undeva la 1,60 cred că o poți încerca. Cam astea ar fi recomandările noastre pentru tot ce a mai rămas. Mihai 80, îmi pare rău de AC Milan când am marcat pentru biletul tău. Asta este, Mihai, mergem înainte. Suntem până la urmă pariori, suntem obișnuiți să pierdem biletele din cauza unui singur meci, pentru că cine zice că n-a pierdut biletul din cauza unui singur meci niciodată, cu siguranță minte. Asta este, Nu oricum. simți că ai pariat Da. dacă nu te-a scos un meci de pe Așa bilet. e, oricum îți mulțumim pentru activitatea ta și pentru inspirația ta, pentru că de multe ori ne oferi multe bilete câștigătoare și exact așa ce ziceam, cum ziceam și mai devreme, nu putem nici eu, nici tu, nici Cristi, nici nimeni din lumea asta să ghicească și să nimerească scorurile sau rezultatele la anumite partide. Și uite, încheiem cu Ionuț Rufa, Malisao, Ghimaraes, Șambelech pe Marchiaz. Am pierdut multe bilete contra celor de la Famalisao. Au produs multe surprize marcând gol. Părerea mea este că va marca și Famalisao cel puțin o dată, zice Ionuț, răspunzând la întrebarea lui Tags HD. Posibil, are dreptate cu aceste surprize cu Famalisao. Ar putea produce, nu neapărat o surpriză, dar ar putea marca un gol cu Ghimaraes. Așa este și să sperăm că așa se va întâmpla, astfel încât să câștige toată lumea la pariuri, să fie toată lumea mulțumită, să sperăm că ne ies și nouă biletele. Cam atât Nu cum pentru s-a moment. întâmplat cu Da, Dinamo. aia ți-am zis, când am văzut ratarea aia dintr-un metru, cum ai zis tu, că n-au fost nici măcar 2 metri, cu linia, aproape de pe linia porții, Exact. cu poarta goală să ratezi, aia n-a fost să fie. Mergem înainte, dar mai avem alte bilete și chiar am mare încredere în ele. Îți mulțumesc pentru prezență, Îți Cristi. mulțumesc din nou pentru invitație. Da, cu siguranță ne vom mai vedea și pe viitor. Când vei putea, noi te Cu așteptăm mare aici, drag, cu mare drag de fiecare dată. pentru că iată, ne-ai ajutat cu toate cunoștințele tale din fotbal și din sport în general. Sper că am făcut-o cu brio și nu am stricat biletele în seara asta. Nu, no, bineînțeles că nu. Îți mulțumesc pentru prezență. Mihai 80, seară plăcută, băieți. Când este următorul live? Următorul live va fi marți, însă pe canalul de YouTube Telecom Sport România. Vă aștept acolo, prieteni. O să vă anunț și eu și aici pe canalul meu de YouTube și pe canalul Telecom Sport România. Cam atât pentru moment. Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Vă dorim multă baftă cu toate biletele pe care le veți juca de acum încolo. Seară